Bine spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15 cu 10, prin Harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și fiecare în dreptul nostru putem să spunem același lucru. Frații au cântat despre acest har, că numai harul este cel care ne ține, lăudat să fie Domnul. Dragii mei, vă invit din respect pentru Scripturi să vă ridicați și am să citesc cuvintele lui Iisus, care au fost rostite cu mai bine de 2000 de ani în urmă, pe care Apostolul Ioan, Apostolul Iubirii, le-a consemnat în Evanghelia sa. Și iată ce spune Iisus. 1 Ioan, capitolul 15, de la 1 la 11. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie, și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, după cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Aș vrea în minutele care ne-au mai rămas să îmi intitulez predica Biserica dependentă de Iisus Hristos. Dragii mei, fiecare dintre noi, în calitate de creștini, trebuie să fim dependenți de Hristos. Pentru că, conform spuselor lui Iisus, independenți de Hristos înseamnă moarte, înseamnă despărțire de Dumnezeu. De aceea este imperios necesar să ne punem astăzi întrebarea: suntem noi în Hristos sau suntem în afară de Hristos? Pentru că nu există o stare intermediară, decât ori în Hristos, ori în afară de Hristos. Cea mai mare situație, problemă a bisericilor, a creștinismului de astăzi, este că poate mulți sunt creștini în afară de Hristos. Și creștinismul acesta în afară de Hristos se manifestă prin vizitarea bisericilor doar de sărbători sau vizitarea sporadică a bisericii este unul din efectele trăirii în afară de Hristos. Trăirea în afară de Hristos poate să însemne și ignorarea cuvântului lui Dumnezeu, nepracticarea lui. Ați auzit de creștini care se numesc creștini, dar zice, eu sunt creștin, dar nu sunt practicant. Eu nu pot să înțeleg paradoxul ăsta, adică creștin, dar nu practicant. Păi ori ești creștin, ori nu ești creștin. Dar am auzit expresia, chiar și printre americani, folosită, I am a Christian, but I don't practice the Christianity. Cum poți să nu practici creștinismul dacă te numești creștin? Biserica este dependentă de Hristos și ar trebui să fie dependentă de Hristos. Nu știu dacă e cea mai bună comparație, cum unii sunt dependenți de anumite vicii. Cum spunea Hristostom, robește-mă tu, Iisuse Hristoase, și atunci toate celelalte robii păcătoase mă vor părăsi. Dacă noi ajungem să fim chiar dependenți de Hristos. Ajungem independenți de Hristos când ne bazăm pe propriile puteri, pe proprii bani, pe propriul geab, pe propriile case, pe propriile avuții sau chiar titluri sau diplome. Când nu mai vrem să fim dependenți de Hristos, ne bazăm pe propria înțelepciune. În ciuda faptului că Biblia spune în Proverbe 3, fiule, nu te bizui pe înțelepciunea ta, nu te baza pe inteligența ta. Aș vrea să vedem, din punct de vedere biblic, unii au încercat să fie independenți de Hristos bazându-se pe faptele legii. Galateni, capitolul 5, versetul 4, chiar o biserică a încercat lucrul acesta. Voi
care voi să fiți socotiți neprihăniți prin lege, spune Apostolul Pavel celor din Galatia. V-ați despărțit de Hristos, a scăzut din har. Deci iată o biserică care a înlocuit dependența de Hristos cu o dependență de lege. Nu este rea legea mozaică, este bună. Însă ei spuneau, pe lângă Hristos, trebuie să ne tăiem împrejur, mai trebuie să facem și alte lucruri. Și când încerci pe lângă Hristos să mai substitui alte lucruri, spune Pavel, te-ai despărțit de Hristos. Unii vor să fie creștini despărțiți de Hristos pe un creștinism bazat pe plăceri. Iată ce spune 2 Timotei 4:3-4. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci își vor gâdăli urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Adică vor înlocui pe Hristos și Evanghelia cu povești, cu glume, cu bancuri, cu informații politice, senzații, orice, dar nu Hristos. O astfel de credință sau un astfel de creștinism este despărțit de Hristos. Și alții vor dori un creștinism doar pentru avantaje materiale. Vor vrea să fie creștini pentru propriile avantaje, propriile cariere. În norod s-au ridicat, spune 2 Petru 2:1-3, s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Dar o sunt ai paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Există erezii care nu sunt nimicitoare. Și există erezii nimicitoare, spune Petru. Ereziile care nu sunt nimicitoare, pot să vă dau câteva exemple. În trecut se spunea că dacă nu ești tuns la zero, nu ești mântuit. Asta era o erezie, dar nu era nimicitoare. Pentru că nu mă făcea să mă despart de Hristos dacă mă tundeam la zero. Însă există erezii nimicitoare. Erezii nimicitoare sunt ereziile care vin și spun astăzi: Hristos Iisus, de exemplu, a fost creat de Dumnezeu. Este prima creație a lui Dumnezeu. Asta punând la îndoială divinitatea lui Hristos și posibilitatea mântuirii prin Hristos. Asta este o erezie nimicitoare. Sau aș putea să dau și alte exemple. Însă, rețineți, un creștinism bazat doar pe niște legi stricte, fără Hristos. Un creștinism bazat doar pe plăceri, pe senzual, pe mă duc la biserică numai că îmi place, vreau să fac biserica cum îmi place. Dar de ce să nu începem în loc de rugăciune cu o pauză de cafea, cu socializare, intenții bune, spre a merge spre rău? Un creștinism așa formal, o lume bisericească și o biserică lumească. Și de asemenea un creștinism pentru avantaje materiale. Mă duc la biserică că mă ajută frații. Că dacă n-aș fi acolo la biserică și ajung într-un necaz, cine m-ar ajuta? Sunt foarte mulți, în ghilimele, cerșetori ai bisericii. Atât în România, cât și aici, chiar și în America. Care vin la biserică, mă duc la biserică aia să mă însor, să mă mărit. Un fel de cerșetori de interese personale. Un astfel de creștinism este un creștinism despărțit sau lipsit de Hristos. Nu zic că nu trebuie să ajutăm pe cei în nevoi. Eu nu zic. Nu zic că nu trebuie să fim o mână întinsă pentru vreunul dintre frați sau surori când trece printr-un necaz. Dar scopul venirii la biserică nu este unul material sau de plăceri sau de restricții legale, legi dure, ci în primul rând eu vin la biserică pentru că sunt și vreau să fiu unit cu Hristos. Biserica este a lui Iisus Hristos, lăudat să fie Domnul. În această comparație care Iisus o face cu via, spune așa: Tatăl meu este vierul. El vine să curăță via. Eu sunt vița, adică cadru. Ați văzut fiecare o viță de vie. Vița de vie are un trunchi
dacă pot să-l numesc așa. Este cadrul acela pe care toate mlădițele stau. Și strugurii nu ies din viță, ci ies din mlădițe. Mlădițele, toamna sau primăvara, sunt curățate pentru ca acea viță de vie care va crește din nou mlădițe să dea struguri, să dea rod. Și Dumnezeu compară pe Israel cu o viță. Isaia 5 zice, am sădit o viță, i-am pus un turn, adică un suport pe care să stea. I-am zidit un gard de jur împrejur ca să nu fie atacată de animale sălbatice. Și după ce i-am pus gunoi, am făcut tot posibilul ca această viță de vie să dea struguri buni, m-am trezit că a dat struguri sălbatici. Acum ce voi face viei mele? Voi lua gardul, voi porunci animalelor să vină și să treacă peste ea, să o facă una cu pământul. Era o comparație între Israel și Dumnezeu. Israel era vița. Dumnezeu era cel care îngrijea de această viță de vie, dar care a dat struguri sau rod sălbatic. În această manieră Iisus spune, biserica este compusă dintr-un fel de contopire între mine și ea, biserica. Că biserica nu poate fără Hristos, dar nici Hristos nu vrea fără biserică. Nu că nu poate, El vrea să fie una cu biserica. Prin urmare spune, eu sunt vița, cadru, voi sunteți mlădițele care sunt legate de viță. Dacă o mlădiță este ruptă de viță, nu poate supraviețui, moare. Prin urmare, aș vrea să vedem patru lucruri de care biserica sau orice creștin trebuie să fie foarte atent la viața care o trăiește. Pentru că tu și eu, noi fiecare de aici, tu, fiecare dintre noi de aici, suntem niște mlădițe. Tu nu poți să spui, eu nu sunt important. Nu contează ce fac eu, că nu afectează vița. Ba da, poate să te afecteze pe tine, nu neapărat vița, poți să fii tăiat. Știți, durerea cea mai mare, că odată o mlădiță tăiată nu mai poate fi luată și repusă în viță. Iată ce patru lucruri care sunt importante. Primul lucru care e important este locul unde te afli, din punct de vedere spiritual. Asta îmi spune Domnul Iisus Hristos atunci când îi citesc cuvintele. În ce loc mă aflu eu? Mă aflu eu în viță? Îs conectat cu vița sau nu? Pentru că locul e foarte important. Dumnezeu, ca să ne mântuiască, a trebuit să ne schimbe locul mai întâi. Probabil, uite ce spune Efeseni 2:1-8. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voia firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Așa eram noi în trecut. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har suntem mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești. În Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare, nemărginita bogăția harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Eram în trecut unde eram, însă Hristos ne-a schimbat locul. Și odată ce ne-a schimbat locul, ne-a schimbat viața. Căci dacă este cineva în Hristos, spune 2 Corinteni 5:17, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Poate un creștin care și căruia i s-a schimbat locul din întuneric la lumină, din moarte la viață,
dintr-o viță sălbatică să fie una altoită, după cum spune Pavel și vorbește în Corinteni sau în Romani, poate să mai moară iar? Când Domnul Iisus face o verificare a bisericii din Sardes, găsește că îngerul bisericii, căruia îi merge numele că trăiește, totuși este mort. Apocalipsa 3:1. Îngerului bisericii din Sardes scrie: iată ce zice cel ce are 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale, că-ți merge numele că trăiești, dar zice stare, ești mort. Păi cum un slujitor, un membru, oricine din biserica asta, care face parte din biserică, poate să ajungă să fie mort? Dragii mei, rupți de Hristos, ajungem să murim din punct de vedere spiritual. Și mă rog ca, nu, Dumnezeu să ne păzească. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne păzească, să nu fim rupți de Hristos niciodată. Bisericii din Efes, Domnul îi spune în Apocalipsa 2:5, adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel voi veni la tine și voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Știți, taina celor 7 stele și a celor 7 sfeșnice nu e altceva decât ne spune în Apocalipsa, capitolul 1, ultimul verset, că cele 7 stele sunt cei 7 îngeri ale celor 7 biserici, iar cele 7 sfeșnice sunt cele 7 biserici. În mijlocul celor 7 sfeșnice se plimbă, dacă îmi permite să folosesc cuvântul, se plimbă, se mișcă, cercetează Iisus Hristos. Și având în vedere că cercetează, El verifică starea fiecăruia. Un al doilea lucru care vreau să îl subliniez și care este foarte important, este din textul acesta sursa de unde se alimentează biserica. Deci dacă e important locul unde este biserica, acum fiecare să ne cercetăm, pentru că biserica este formată din tine și din mine, din noi toți. Biserica nu sunt zidurile acestea. Zidurile acestea sunt frumoase, dar biserica adevărată suntem noi. Locul unde suntem noi contează. Oare ai rămas la locul unde te-a pus Dumnezeu sau ai ieșit din acel loc? Pentru că asta mă face să fiu viu, spiritual sau mort, funcție de dacă sunt conectat cu Hristos sau nu. Un al doilea lucru important este sursa de unde mă alimentez. Sursa de unde se alimentează biserica contează foarte mult. După cum mlădițele își trag seva din viță, vița este cea care dă viață tuturor mlădițelor care sunt conectate cu ea. La fel, sursa bisericii este Hristos. Noi nu trebuie să schimbăm această sursă de alimentare spirituală niciodată și să o înlocuim cu diferite surogate care duc la moarte. Iisus le spune în Ioan 6:53 ucenicilor: adevărat, adevărat vă spun, dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. 70 de ucenici au plecat, că au zis, asta înseamnă canibalism. Cum adică să mâncăm un om, să-i mâncăm trupul și să-i bem sângele? Iisus vorbea într-un mod spiritual, dar ei au înțeles într-un mod fizic. Apoi Iisus le vorbește despre pâinea, tot în același capitol, care s-a coborât din cer, mana care au mâncat-o evreii în pustiu, timp de 40 de ani. Și spune, eu sunt pâinea vieții, pâinea care s-a coborât din cer și care dă lumii viață. El este sursa din care trebuie să ne alimentăm noi ca și creștini. De aia ai păcat să te uiți la imagini păcătoase. Pentru că de unde te alimentezi cu ochii, ochii sunt fereastra sufletului. Și prin ochii aceștia fizici, tu alimentezi sufletul. Unde te uiți, contează. Ce vorbești, contează. Ce gândești, contează. Pentru că toate acestea sunt fie otrăvuri, fie hrană sănătoasă. Toți în America vrem să mâncăm sănătos. Vrem să mâncăm organic. Nimeni nu vrea să mănânce mâncări toxice, care au
tot felul de compozite în ele și ne pot dăuna boli. Toți vrem să mâncăm healthy. Mergem la Sprouts, mergem la Farmers, mergem oriunde și zicem vrem să știm că ăsta e cât mai organic, cât mai bio, cât mai sănătos. Pentru că de unde mă alimentez contează. Se studiază boala Alzheimer. De ce mulți americani fac Alzheimer? Pentru că și cei mai mulți au mâncat mâncări sau mâncă mâncări conservate. Mâncări în care se pun tot felul de aditivi ca să nu se strice, să nu se altereze, să dureze cât mai mult. Chiar dacă scrie pe ele data expirării, contează foarte mult alimentația. Iisus stă de vorbă și s-a amintit cu femeia samariteancă. Iisus îi spune diferența dintre apa de la fântâna lui Iacov și apa care poate să o ofere el. Apa lui Iacov zice, dacă o bei, îți va fi iară sete. Dar apa care ți-o voi da eu, în viac nu-ți mai produce sete. Ba chiar încă are efecte extraordinare. PH-ul este diferit de cel al lui Iacov. Se va transforma în tine într-un izvor care va țâșni spre viață veșnică. Doamne, zice femeia, n-am auzit de această apă niciodată. Dă-mi această apă. Vrem să bem o apă bună, o apă sănătoasă. Mi-am cumpărat un aparat Kangen, sau cum doamne îi spune, Kangen. Și ăsta zice că îți face pH-ul de 9 și vrei să... Am încercat de două ori, m-am lăsat. Vrem să bem o apă bună, o alimentație bună. Dragii mei, vreau să te întreb de unde te alimentezi? Cine-ți sunt prietenii? Care este mediul în care mergi tu să te alimentezi? Păi nu poți umbla de luni până sâmbătă într-un mediu lumesc, alimentându-ne din apele otrăvite ale lumii și mâncările otrăvite și duminica să vii la biserică și să vrei să simți prezența lui Dumnezeu. Cum să o simți? Că tu toată hrana aia infect o aduci cu tine. Și imaginați-vă dacă toți facem la fel și venim în casa lui Dumnezeu și vrem să simțim prezența lui Dumnezeu, cum să o mai simțim? Nu vă mustru, ci vreau să ne atenționăm pe toți. Să ne ajute Dumnezeu să ne alimentăm din Hristos. Nu din bârfe, nu din vorbe, nu din judecăți perene, ci să ne alimentăm din Iisus Hristos. Asta însemnând să citim mai mult cuvântul lui Dumnezeu, să stăm în părtășie cu Biblia, cu Dumnezeu. Să mâncăm acest cuvânt al lui Dumnezeu, care este o hrană. Iisus a spus că omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și aici sunt cuvintele care au ieșit din gura lui Dumnezeu. Cine se alimentează cu această hrană, sufletul lui va trăi. Pentru că, repet, contează sursa. Contează foarte mult sursa. În al treilea rând, ce mai contează din ce a spus Iisus este rodul care îl aduci și rodul care îl aduc în biserică. Pe orice mlădiță, spune el, care n-aduce rod, ce face Tatăl? Nu el Iisus. Iisus e bun, e iubitor. Iisus e plin de dragoste, de har. Însă Dumnezeu, Tatăl, e foc mistuitor. Pe orice mlădiță care n-aduce rod, el o taie. Și odată ce o taie, o aruncă. Și odată ce o aruncă, mlădița aia se uscă. Și după ce se uscă, ajunge doar bună pentru foc. Dar pe orice mlădiță care aduce rod, Dumnezeu, Tatăl, o curăță. Procesul acesta de curățare, să știți că nu-i ușor, că nu-i confortabil, că nu-i plăcut, pentru că orice tăietură doare. Niciodată n-ai să treci printr-o operație să nu te doară. În afară de faptul că te anesteziază momentan. Dar după ce ai trecut, a trecut efectul anestezic de la operație, te doare rana aia, operația aia. Eu am trecut și știu ce vă spun. Și poate ați trecut unii de aici. Dar mai bine să te curățe Dumnezeu decât să te taie Dumnezeu și să ajungi despărțit de Hristos pentru totdeauna, uscat și bun pentru foc.
Procesul acesta de curățire. Vă spun asta pentru că se predică, așa după cum știți, o evanghelie prosperă, o evanghelie a prosperității în care creștinismul înseamnă numai plăcere, numai distracție, nu boli, nu suferinți, nu lipsă de bani, totul să fie în roz, ceea ce e fals. Creștinismul adevărat înseamnă suferință. Oricine vrea să trăiască, spune Pavel lui Timotei, oricine vrea să trăiască cu evlavie, cu sfințenie în Iisus Hristos, va fi prigonit, va fi luat în râs, va fi dat afară, va pierde prieteni. Pentru că a fi în Hristos înseamnă și un proces de curățire. Tatăl îl curățește. Iată trei modalități prin care ne curățește Dumnezeu. Țineți minte cele trei modalități. Prima curăție care o face Dumnezeu este prin sângele lui Iisus Hristos. 1 Ioan 1:7, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși, Dumnezeu însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Este prima metodă pe care Dumnezeu o folosește pentru un păcătos ca să-l curățească. Este sângele lui Iisus și să-l facă dintr-o viță neroditoare, poate sălbatică, să-l facă o viță, o mlădiță, mă scuzați, o mlădiță roditoare. O mlădiță care să dea rod bun. Dumnezeu ne curățește prin cuvântul Lui. Efeseni 5:26. Când vorbește despre biserică, Pavel compară biserica cu o familie. Și atât de sacră e familia, atât de importantă e familia, încât soțul trebuie să se poarte cu soția, cum se poartă Hristos cu biserica. Pentru că familia este o biserică în miniatură, iar biserica este a lui Hristos, este reală. Iată ce spune Apostolul Pavel aici. Că El, Hristos, dorește să-și curățească biserica, să o sfințească prin botezul cu apă, prin cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu ne sfințește. De fiecare dată când citești Biblia, Dumnezeu prin Biblie te curățește. Atunci când tu citești Biblia, nu doar tu citești Biblia, ci și Biblia te citește pe tine. Și atunci îți arată această oglindă sfântă ce trebuie să schimbi. Nu trebuie să spună frații: băi, ai grijă cum îți aranjezi părul, ai grijă cum îți aranjezi trupul, ai grijă unde te duci, ai grijă ce mănânci, ce bei, ai grijă ce vorbești. Nu trebuie să spună asta, până la urmă n-ar trebui să-ți spună nimeni fiind creștin. Dacă citești Biblia, îți spune Biblia. Biblia te ajută să te curățești. Dar dacă nu citești Biblia, cine să te curățească? Și mai există o modalitate prin care Dumnezeu ne curățește, și anume trecându-ne prin încercările vieții. Dar de ce m-am îmbolnăvit eu? Alții nu se puteau îmbolnăvi. Ăla e mai rău decât mine. De ce? Dar de ce trebuie să trec eu prin ce trec? Dar de ce ăla? Și o mulțime de întrebări. Însă prin toate încercările vieții Dumnezeu vrea să ne curățească. Eclesiastul 7:3 spune: mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bune. Iar în Iacov 1:2-4, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Desăvârșit nu înseamnă altceva decât curat, curățit, sfințit. Și ultimul lucru care vreau să-l subliniez, trebuie să ne gândim la soarta finală a bisericii. După cum mlădița nu este veșnică, ea va avea un final. Ori va aduce rod și va rămâne în vie, ori va fi tăiată și aruncată în foc. 1 Petru 1:5-7 și versetul 9 spune așa: voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos.
pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Contează mult soarta finală. Contează mult cum sfârșesc și cum sfârșești. Apostolul spune în Evrei, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire, la înaintași, și urmați-le credința. Contează mult cum sfârșesc. Starea finală a unui credincios trebuie să fie una triumfală, nu una în rușine. 2 Timotei 4, 7-8 spune, Pavel, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubind venirea Lui. Contează finalul, spune Iisus. Și finalul este să rămân în El. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Doresc să mă opresc aici, repetând cel puțin punctele pe care aș dori să le memorați. Contează locul unde te găsești. Contează. Nu în orice loc poți să fii ca să aduci rod cum vrea Dumnezeu. Contează sursa de alimentare. De unde te alimentezi? Din ape otrăvite, mâncări stricate, ale lumii acesteia perisabile, sau din Hristos? Contează rodul care îl aduce în fiecare. Este el rod bun, rod după voia lui Dumnezeu sau nu? Pentru că va veni toamna, toamna vieții noastre, când ni se va lua rodul și se va cerceta de însuși Dumnezeu. Și funcție de rodul pe care îl dăm, vom avea o soartă finală. Unde îți vei petrece veșnicia? Atât tu cât și eu. Contează dacă am fost dependenți de Hristos sau independenți. Dacă am fost dependenți doar de noi și de plăcerile noastre sau ne-am răstignit firea pământească cu patimile și poftele ei ca să ajungem dependenți de Hristos. Dumnezeu să ne ajute. Amin.